Salut, Zâmbia, și bine ai venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi filmez într-un loc neobișnuit pentru că nu sunt acasă, dorm la o prietenă, pentru că de dimineață, de fapt la noapte, pornim spre Bulgaria. Mergem în vacanță și sunt super încântată și m-am gândit să vă iau cu mine. N-am filmat un vlog de foarte mult timp și mi-era dor să stau să vorbesc cu voi și să vă arăt locurile în care călătoresc. În ultima perioadă nu am prea călătorit pentru că din cauza a tuturor lucrurilor care se întâmplă nu am avut unde să merg, dar în sfârșit am reușit să ne găsim o vacanță. Mergem în Bulgaria, nu avem nevoie nici măcar de test COVID, putem să mergem fără asta și în carantină normal. Mergem pentru 5 nopți și vă iau cu mine. Sunt super curioasă să vedem cum va fi. Mergem la un hotel, cred că se numește Hotel Griffith, dacă țin bine minte. Oricum vă las pe aici undeva o poză cu cum se numește hotelul exact, este de pe Booking. Și din poze arăta extraordinar de bine și abia aștept să ajungem. Suntem mai mulți care mergem cu mașina, pornim din Cluj și până acolo facem undeva la 9 ore, ci că cu mașina vom vedea cu pauze cât ne va lua. Pornim la noapte undeva pe la ora 3 și acum este ora 11, deci mai avem 3 ore de somn și încă eu nu m-am culcat. Dar aici este drumul în spate și se aud mașini. Deci mai avem 3 ore de somn, sunt super pregătită și acum sunt obosită și abia aștept să vedem cum este. Și da, cred că ați observat, bine, acum este puțin și din cauza luminii, dar cred că ați observat că mi-am schimbat culoarea părului. O veți vedea mâine la zi care este culoarea cu adevărat. Am vrut o culoare mai închisă, a ieșit un șaten închis, de fapt un blond închis mai exact, și sunt încântată. Abia aștept să mergem în vacanță, mi-am dorit foarte mult această vacanță și sunt super mega entuziasmată. Vă iau cu mine, așa că ne vedem în câteva ore când facem cafeaua și pornim după aceea la drum. Haideți să mă duc să mă culc! Vara asta fac ce-mi trece prin cap. Tocmai ce am ajuns, sunt în camera de hotel, mă ridic imediat să vă arăt cum arată cu exactitate camera. Sunt super obosită, am dormit azi noapte undeva la 2:30, pe drum am făcut din Cluj până aici, aici însemnând la Golden Sands, undeva la 11 ore, ne-am oprit de vreo 5 ori cu pauze de 10 minute, deci n-am stat foarte mult. Unde am stat cel mai mult a fost la graniță, unde am stat cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, în rest drumul a fost super ok, am venit foarte bine și nu mai am voce deja și suflet să vorbesc pentru că am obosit. Trebuie să ne aducem bagajele și să desfacem tot și apoi ne schimbăm și mergem pe plajă pentru că hotelul este fix pe plajă și sunt super încântată de acest lucru. Este foarte drăguț afară și cald și abia aștept să stăm la plajă. Astăzi nu vom face foarte multe lucruri pentru că, după cum puteți observa, sunt super obosită. Mă uit acolo pentru că mă văd și îmi dau seama de fața mea care nu este cea mai drăguță acum, dar nu asta este important acum. Vreau să vă arăt camera pentru că tocmai ce am intrat și este super drăguț și după aceea mergem să ne aducem bagajele, așa că haideți! Așa arată camera în momentul în care intrăm. Vă voi arăta fiecare pas. Pentru început, aici avem un cuier și dulapurile pe care până acum nu le-am deschis, așa că nu știu cu exactitate ce se află înăuntru. Nu foarte multe lucruri oricum, pentru că urmează să ne punem bagajele. Cam așa arată și dulapurile. Este super mult loc. Pe stânga, cum intrăm, este baia și încă nu am deschis, așa că vom încerca acum deodată cu voi. Hop! Oh, super! Wow! Aici este dușul. Aici avem chiuveta și oglinda, unde abia aștept să ne machiem. Urmează camera, care este super mare. Este vorba de
patul mare și canapeaua, pentru că noi suntem trei. Mi se pare că arată super, super bine. Aici avem un TV. Avem aici o oglindă în care mă puteți vedea pe mine. Mergem mai departe. Aici avem un birou, unde și aici ne putem machia, pentru că și aici mai avem o oglindă. Și aici avem balconul și haideți să vedem dacă reușim să ieșim pe balcon. Mi-am dat seama și cum se deschide balconul. Îmi place foarte mult. Și pe partea cealaltă a hotelului este marea, pe care vă arăt imediat. Și cam așa arată totul. Este momentul să mergem să ne luăm bagajele și apoi să venim să ne schimbăm. Voiam doar să vă arăt pantalonii aceștia de la MyProtein, pe care pot să spun că îi ador. Sunt super confortabili, i-am luat cu mine pe drum, pentru că dimineața, de fapt noaptea aceasta a fost destul de rece și a trebuit să avem haine mai groase. Acum, în schimb, mi este puțin cald și abia aștept să mă schimb. Bine, vă las, mă duc să-mi iau lucrurile și vă duc cu mine la plajă după. Neața, mergem la plajă, suntem gata și pornim. Bună dimineața! Aseară nu am mai vorbit cu voi pentru că am fost super obosită. Am fost doar la masă și după aceea am venit în cameră pentru că eram super, super obosiți. Dar astăzi ne-am trezit de dimineață, am luat micul dejun și acum suntem pe plajă. Și astăzi vom sta la plajă și vom citi și cam acesta va fi programul nostru pe ziua de astăzi. Ne vom relaxa, vom face poze și vă vom arăta ce mai facem astăzi în decursul zilei. Am venit la Infinity Pool, care este pe acoperișul hotelului și este un loc super, probabil auzit pe fundal, piscina. Este minunată. Nu ne așteptam să fie atât de frumos, se vede foarte, foarte frumos marea și este un loc super. Ne-am făcut poze, o să vedeți, o să inserez pe aici câteva din poze, o să vedeți și niște videouri pe care le-am filmat aici. Vreau să vă spun că este un loc extraordinar. Astăzi mai stăm aici și mai spre seară vom merge la masă și apoi vedem ce facem, poate ieșim puțin la plimbare pentru că astăzi suntem mult mai fresh față de ieri, așa că abia aștept să văd ce mai facem astăzi. Vreau să vă spun că din punct de vedere al hotelului, hotelul este super, ne place foarte mult. Singura problemă a fost cu mâncarea ieri, când față de anul trecut, dacă ați văzut vlogul din Turcia, vă las pe aici undeva link-ul pe fel. Acolo putem să ne punem singur de mâncare și să alegem din ce vrem. Aici trebuie să mergem, sunt vitrine și trebuie să cerem. Așa că personalul ieri nu a fost foarte drăguț cu noi, nu știu de ce, și tot timpul se uita așa ciudat la noi. Dar astăzi a fost mult mai ok, poate doar ieri a fost o zi mai proastă, nu știu încă ce să zic. Vă voi spune mai multe detalii pe parcurs când vom mai merge la masă și vom vedea. Pe total, eu pot să spun că totul a fost ok și așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe. Vă iau cu mine oricum. Bine, vă pup!
dimineața, tocmai ce filmez de pe plajă, pentru că astăzi am venit la răsărit. A fost foarte drăguț, soarele s-a ridicat foarte repede și acum stăm pe plajă pe aici și așteptăm să mergem la micul dejun, că ne este foame. În orice caz, încă mă uit aici că am un pescăruș fix lângă mine. Pescăruși aici sunt foarte drăguți și insistenți. Ieri am văzut unul care a ajuns pe terasa restaurantului și a furat niște clătite, a fost super funny. Și acum așteptăm. Aseară am fost la cină și a fost cină cu tematică, a fost Italian food. Vă voi pune o poză aici să vedeți cum arată. Am și filmat puțin, dar poza respectivă arată extraordinar de bine. Și doar am stat pe aici și vedeți că întorc camera să vedeți. Uitați-l. El nu mă lasă să filmez. El. Așa revenim, că văd că prietenul meu se descuțe mai încolo. Astăzi nu știu ce facem. Mergem să mâncăm și după aceea venim pe plajă. Și după masă vedem ce facem. Vreau să vă zic că dimineața când ne-am trezit era foarte noroc. Am zis că nu are sens să venim la răsărit, dar totuși am venit. Și partea cealaltă a hotelului, adică pe partea unde este plaja și unde suntem acum, se vede foarte frumos și suntem bucuroși că am venit. Vreau să vă arăt costumul acesta de baie de pe zăful. Acum l-am luat și mi se pare extraordinar de frumos. Am revenit în cameră și în momentul de față stau pe balcon, de asta vedeți gardul acesta. Vreau să povestesc puțin cu voi pentru că am fost la plajă și chiar dacă dimineață soarele nu a fost de partea noastră, după câteva ore a început să fie un soare foarte puternic și am avut nevoie de protecție solară mai puternică. În altă ordine de idei vreau să vă spun că am făcut niște poze pentru un giveaway, pentru că vă pregătesc un giveaway pe Instagram. Probabil până vedeți voi vlogul acesta, este deja giveaway pe Instagram, așa că vă voi lăsa link în descriere unde puteți să vedeți despre ce este vorba. Și vi-l arăt acum cum arată. Este vorba de un pachetel în care se află niște măști de față, niște concealere, un ruj și acest portfar pe care le puteți câștiga dacă intrați pe Instagramul meu. Vă las link în descriere. Vă spuneam la începutul acestui vlog că ne-am apucat să citim și fiecare ne-am adus câte o carte. Eu mi-am adus cartea Rich Dad Poor Dad. Este o carte super interesantă. Am citit deja mai mult de jumătate din ea în două zile. Este vorba de diferența de gândire dintre un antreprenor și un angajat și mi se pare super bună. Este o carte foarte interesantă pentru vacanța asta. Sper să termin până plecăm acasă pentru că vreau să văd cum continuă, pentru că mi se pare o carte pe care ar trebui să o citim cu toții dintre noi, să vedem felurile de gândire și cum putem să ne adaptăm la acestea. Urmează să ne pregătim, să mergem la masă, iar apoi probabil vom culca puțin, pentru că astăzi ne-am trezit la 6 fără ceva, pentru că am fost la răsărit, după cum ați putut vedea, a fost o dimineață foarte interesantă, soarele a răsărit foarte, foarte repede. Dar s-a meritat pentru că am făcut niște poze superbe și în plus am văzut cum răsare soarele. N-am mai fost de foarte mult timp la un răsărit pe plajă, așa că a fost momentul oportun. N-am mai vorbit cu voi de la prânz dinainte să dormim. Astăzi am dormit un pic mai mult pentru că vă spuneam că ne-am trezit de dimineață. După ce ne-am trezit, am mers la Infinity Pool și astăzi n-am mai luat camera cu mine pentru că am vrut să mă bucur în totalitate de vacanță. Am stat câteva ore acolo, mai făcut câteva poze, dar nu foarte mult pentru că chiar mi-am dorit să ne relaxăm. Am fost la masă, astăzi m-am și machiat, după cum puteți să vedeți, mi-am făcut doar niște linii de eyeliner și cam atât este tot. Și acum mai stăm puțin în cameră și după aceea ne dorim să mergem să ne plimbăm pe plajă, căutăm ceva local și vedem ce se mai întâmplă. Probabil pentru astăzi opresc vlogul aici pentru că nu mai am camera cu mine și ne auzim mâine dimineață. Așa că vă pup! N-am mai vorbit cu voi de două zile. Ieri am zis că mi-au liber și n-am mai povestit deloc cu voi. Am fost la masaj cam o oră jumătate și a fost super. De fiecare dată când vin în vacanță mă duc la masaj pentru că mi se pare
cel mai bun lucru care se poate întâmpla într-o vacanță. Este atât de relaxant și îmi dau seama cu adevărat că este nevoie de câte un masaj în fiecare vacanță. Și aseară am fost la un restaurant la care nu am mai fost din hotelul nostru și a fost foarte interesant pentru că am putut să alegem ce ne dorim să mâncăm și restaurantul arăta super. Vă voi insera în cele ce urmează imaginile, iar apoi am mers să facem niște poze în mini-portul care se află aici în apropiere și după aceea am mai stat pe la hotel și am mers la cumpărături să vedem ce putem să le luăm celor de acasă, pentru că de fiecare dată când mergem în vacanță luăm lucruri pentru cei de acasă. Astăzi, în momentul de față, sunt pe plajă, după cum puteți observa. Și am stat toată ziua la plajă și am fost cu parasailing-ul ca anul trecut. A fost o experiență inedită din nou, doar față de anul trecut a fost mult, mult mai scurtă și în același timp nu mi s-a părut că persoanele de aici au dat atât de mult interesul cum și-au dat cei de anul trecut. Dar, în orice caz, a fost super. După cum puteți să vedeți, în momentul de față sunt plină de nisip, pentru că am făcut niște poze. Dacă vreți să vedeți pozele pe care le-am făcut în vacanța aceasta, intrați pe Instagram, pentru că acolo veți vedea o mulțime de poze, pentru că am tot făcut poze. Și vreau să vă spun că pălăria aceasta, de care sunt super mândră, am cumpărat-o aseară din centrul stației Unii, să spunem, și sunt super mândră de ea. De mult îmi doream o astfel de pălărie și mă bucur foarte mult că am găsit-o. Astăzi este vineri, mai stăm puțin la plajă și după aceea mergem în cameră să ne facem bagajele, pentru că mâine dimineață, după micul dejun, mai stăm puțin la plajă și apoi plecăm spre casă. Va fi un drum din nou lung în care vom fi din nou obosiți, dar am meritat cu adevărat experiența. Vreau să vă spun că sunt super încântată că am venit și mă bucur foarte mult că am reușit să venim la mare, pentru că nu știu dacă aveam altă ocazie anul acesta, ținând cont de condițiile în care ne aflăm. Așa că vă mai iau cu mine puțin la mare aici și după aceea ne auzim mâine. Bună dimineața, astăzi este sâmbătă, iar n-am mai vorbit cu voi pentru că am fost la masă, după ce am venit ne-am făcut bagajele, am dus o parte din bagaje jos și cam atât a fost programul nostru pe ziua de ieri. Astăzi ne-am trezit, am fost din nou la masă și ne-am hotărât să nu mai mergem astăzi la plajă, pentru că ieri am stat toată ziua la plajă și ne-a cam prins soarele pe toți, așa că astăzi am hotărât să nu mai mergem la nicio plajă și să pornim direct spre casă. Acum este undeva la ora 10, ne-am făcut deja bagajele, trebuie doar să le mai ducem, partea care a rămas de ieri, trebuie să o ducem în mașină și mai mergem la o cafea și după aceea pornim. Eu vreau să închei vlogul aici, dar în caz că mai găsesc ceva pe drum care mi se pare interesant sau așa, îl voi filma pentru a-l pune după ce terminăm această parte a vlogului. Vă mulțumesc super mult că ați fost cu mine în vacanța mea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe butonul de like și să dați un share acestui video. Și noi ne revedem cât de curând, pentru că revin în țară și mă reapuc de treabă, pentru că acum nu mai am nimic care să-mi intervină și sper să mă aud cu voi în fiecare săptămână. Vă pup și să mergeți și voi în vacanță! Dacă nu la noi în țară, puteți să veniți aici în Bulgaria, pentru că este aproape și este ca un paradis. Vă pup! Pa!